A venit momentul pe care cu toții îl așteptați, așa că v-aș ruga tare, tare mult. Puneți pauză. 2 secunde durează atât să apăsați pe butonul de like, să facem 80.000 de like-uri forță dacă mai vreți farțe pe canal. Știu că vă era dor. Astăzi îi facem Andreei, iubitei mele, pentru prima dată o farsă. Credeți-mă că nu se așteaptă niciodată la așa ceva. Suntem de 2 ani de zile împreună și nu i-am făcut niciodată o farsă, așa că astăzi a venit cel mai bun moment să-i fac o farsă. Vă explic imediat totul în detaliu, așa că uitați-vă până la final ca să înțelegeți cum o să decurgă această farsă. După cum bine știți, am acea problemă la stomac de un an de zile, așa că astăzi trebuie să mergem la control la București și merg cu iubita mea cu mașina, pentru că Andreea are permis și place foarte, foarte mult să conducă. Sunt programat la doctor, așa că sper să fie bine pentru mine și, nu știu, am emoții și din punctul ăsta de vedere și pentru farsă, dar mai mult pentru doctor, pentru că vreau să zic că este ok, sperăm să fie ok, așa că dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce se întâmplă la doctor, urmăriți-mă pe Instagram, pentru că acolo postez mai des și anunț urmăritorii care-i treaba, în caz de vă interesează. O săptămână în urmă, ceva de genul ăsta, vă las aici niște print screen-uri să vedeți de pe WhatsApp din convorbirea noastră. După cum puteți vedea și voi, Andreea este foarte, foarte bucuroasă că îi ajunge telefonul și a cumpărat un iPhone 13 Pro Max. Am muncit foarte mult pentru el și sunt mândru pentru ea. Dacă nu știți, Andreea este și la facultate și lucrează de acasă, așa că chiar sunt mândru de ea și chiar am muncit foarte mult să strângă banii ăștia ca să-și ia acest telefon și vă dați seama cât ține la telefonul ăsta. Eu să fiu, e o grămadă de bani un telefon de genul ăsta. Așa că ce s-a gândit fratele vostru? Zic, bă, dacă tot am programare la București, e perfect pentru o farță. Nu o să se gândească niciodată. I-am zis că o să fac un daily vlog, că vreau să vă țin la curent cu ceea ce se întâmplă cu stomacul meu și chiar, adică chiar mergem la control pe bune, chiar am emoții și chiar sper să fie bine, să fie totul ok cu stomacul, pentru că zilele trecute, de o săptămână încoace nu m-am simțit așa bine și am avut iar niște dureri foarte, foarte mari și vedem care-i treaba, trecem peste, că intru în subiectul ăsta și mă întristez. Așa, și am zis, bă, dacă tot mergem la București, am căutat pe OLX un iPhone 13 Pro Max fake, replică. Îl am chiar aici în fața mea. Uitați telefonul. Acesta este o replică, un fake. Nu poți să faci absolut nimic pe el, adică merge. Dar vreau să zic că merge într-un fel de... Are un lag când intri într-o aplicație, în ceva. Dacă vrei să intri în App Store aici, ia fiți atenți. Nici măcar nu există așa ceva. Uitați că stă să se încarce și uitați. Zice că nu există așa ceva, adică e, uitați cum merge, cât de blocat merge. N-ai ce să faci cu el decât să-l ții pentru o farsă, așa că este perfect, exact aceeași culoare este și al ei, gold, perfect totul 1 la 1, ca aspect arată ca al ei. Dar cum merge, mai bine ții, nu știu, un Nokia din 2005, că merge mai bine. Vreau să o implic și pe mama în farsa asta și să facem un fel următor. O să o sun acum pe mama și o să-i spun: mama, când ajunge Andreea, eu o să-ți dau un bip. Când îți dau bip, tu mă suni înapoi și îmi spui în felul următor. Mama, știți că lucrează undeva la o pizzerie și o să-i spun în felul următor. Când îi dau eu bip, mama să mă sune și să-mi spună la telefon: Bogdan, ați plecat? Și o să-i zic: da, am plecat. Acum am plecat. Și ea să zică: păi treceți pe la mine să vă dau o pizza, să vă dau niște gogoși, ceva pentru drum, să nu mergeți atâtea ore pe drum și să nu mâncați nimic. Iar atunci eu o să-i spun Andrei: hai până la mama, că mama lucrează undeva aproape aici de casă, nu știu, faci 5 minute maxim până la ea la muncă, și vom face în felul următor. În timp ce mergem spre mama la muncă, ca să luăm pizza sau gogoșile, ce ne dă ea acolo, o să-i cer telefonul Andrei, cel original al ei, și o să-i spun: iubita, dă și mie puțin telefonul, pentru că vreau să-ți arăt, s-a făcut un nou update acum la iPhone 13 și să-ți arăt ceva, vrăjeală, bag eu vrăjeală ceva. Automat îmi va da telefonul, așa, iar în timpul ăsta o să stau pe telefon aiurea, nu știu, mă uit la ea pe telefon, pe YouTube, nu știu, fac ceva, mă uit aici în setări, că nu știu ce. O să încerc să trag de timp până ajungem la mama acolo la muncă, ca să ia pizza, gogoșile, ce îi dă mama acolo. Bun, în timpul ăla când ea se dă jos, se duce să ia ăstea de la mama, ce îi dă mama acolo, eu o să iau telefonul ei, îl bag în buzunar și îl scot pe ăsta fake-ul.
Deci o să scot fake-ul. Asta vreau, ca ea să se dea puțin jos din mașină pentru câteva secunde, ca să pot să schimb telefonul, că dacă stă în mașină cu mine, vă dați seama că vede că bag una în buzunar, îl scot pe ăsta, îl bag pe ăla și așa mai departe. Și o să îl iau pe ăsta fake în mână și cel bun îl țin în buzunar. Luăm ce ne dă mama acolo, vedem ce are pentru ea și după plecăm spre București. În timpul ăsta, fratele vostru, fiți atenți ce o să fac. Mă filmez eu acolo, vorbesc eu acolo, daily vlog, nu știu ce, bla bla bla, vă mai zic eu ceva așa ca să pară că fac chestia asta, un daily vlog. Și la un moment dat dau geamul în jos și arunc telefonul fraților direct din mașină. Bă, direct, instant, fără, bum, direct pe geam. Și să vedem reacția ei care o să fie. Imaginați-vă că nu știe că am cumpărat un fake și să te trezești cu telefonul tău în mână bun de 70 de milioane, că l-aruncă cineva pe geam. Vă dați seama că o să se facă praf, o să se facă bucăți, o să se facă, și atunci să vedem reacția Andrei. O sunăm pe mama ca să o punem în temă, să facă parte din planul nostru, să știe atunci când îi dau bip, să mă sune și să zică să trecem pe la ea, cum v-am explicat. Ia să vedem ce zice, cred că are o grămadă de treabă în perioada asta. Fac și cozonaci, și torturi, și pizza, și gogoși, tot felul de chestii. Uitați-vă, ăsta e telefonul meu și ăsta e fake, uitați cât de mare e ăsta. Când plec cu Andreea, îți dau un bip și mă suni înapoi, să-mi zici trecem pe la tine, ca să îi dai niște ceva, nu știu, gogoși, ceva. Vrea? Da? Da, să vine. Uh-huh. Dau eu bip și mă sun tu, da? Da, bine. Uh-huh. Bine, pa, pa. Ca să-i dai, da? Pa. A, și închis, are treabă o grămadă, mi-a zis. Gata, e ok. Am stabilit. Nici măcar nu i-a mai zis-o mama că, gen, să mă ajute că e o farsă sau așa. I-am zis, ați văzut, să-mi dea bip și atâta, că trecem noi pe la ea să-i dea ceva. E bine și așa, e bine și așa. Că dacă îi ziceam că e farsă, lasă-o, mamă, nu-i mai face nu știu ce prăstie, farsă, că se supără pe tine și nu știu ce. Mama o iubește foarte mult, deci o iubește extrem de mult pe Andreea și o iubesc, dar pentru voi, fratele vostru, o face și pe asta. Da, și că nu știu cum să pun asta, bună iubita mea. Bună. Oh. Mamă, da. Cam friguleț. Pupiță. Cam frig afară și am o secundă de când am ieșit. E frig rău. Ce faci, mă, iubita? Cum ești? Ce să fac? Cum a fost la control, apropo? Toată lumea aici, în familia asta, cu câte un control din ăsta. Eu cu stomac, cu iubita mea a fost dimineață... Ăla cu bicicleta? Hai că încerc să țin așa și să nu-ți distrag atenția. Și vorbești tu aici cu ei în fundal. A fost și iubita mea la un control, asta voiam să vă zic, ceva cu inima. Da, și cum a fost? Că... E ok? Da, a zis că... Nu-i grav, nu? Nu, a fi doar pe stres și pe oboseală și... Mi-a dat vitamine și mi-a să fac okay. Mai multă mișcare și... Am înțeles, e bine că nu e nimic. Eram cu sufletul la gură, așa, sincer, chiar așteptam să văd ce-mi spui. Acum mai am eu un hop, așa că mi-e și mie puțin, așa, am așa ceva, nu știu cum să vă zic. Pentru că v-am zis, m-am durut stomacul ultimele două săptămâni și cred că știu unde am greșit și n-am făcut bine. Ideea în felul următor, că doctorul mie mi-a spus să țin regimul, am ținut regimul, dar mi-a zis să mănânc foarte puțin, adică cât un bebeluș, așa, puțin. Eu am ținut regim, dar mâncam foarte mult, adică mâncam orez și ce mâncam eu, legume și așa mai departe, doar că mâncam foarte mult la o masă. Iar am o problemă la stomac, trebuie să mănânc foarte, foarte puțin. Stomacul meu, ca și cum, ca o pungă, îi pui prea mult și nu rezistă, trebuie să-i pui puțin, ca să nu se rupă, să zic așa. Mă rog, v-am explicat, mă doare capul, dar nu știu să vă explic în termen sau așa, sincer să vă zic. Și am zis să vă iau și pe voi cu mine. Cine sună? Așa, o sună mama. Da. Acum. Bine, hai. Hai, nu știu dacă vrea Andreea, vrei ceva, mi-a zis mama. Vrei ceva, da, de la mama? Da, mi-e foame, să știi. Hai că trecem repede, atunci întoarce și eu pe la mama. Hai, pa, pa. Întoarce, aia e, n-avea. Hai, mama, dacă vrei ceva, un ecler, ceva sau o gogoașă, ceva, nu știu. Bă, iubita, ai văzut că au făcut ăștia un update la iPhone 13, la mine nu-i, că eu am 12. Au făcut ceva șmecher, o chestie, să faci ecranul așa cu curcubeu, nu știu, o setare din asta. Nu, biti, eu... Mamă, e că asta cu bicicleta mi-e și frică. Ia, dă puțin să mă uit să văd dacă la tine a apărut, dacă e. Ia să vedem.
telefonul iubitei mele aici, care chiar mă bucur că ți-ai luat, că știu că ți-l doreai de mult și ai muncit o grămadă. Oprește, nu știu, oprește undeva aici, la mama. Așa, aici este o parte elaltă. Ok. Corect? Ok. Te duci tu? Da, mă duci. Nu-s aici. Ba da, hai du-te tu. Trebuie geanta? Nu. Ai portofel atins sau ți-l dau pe meu? Ia, nu știu, ci, dar nu cred că. Nu cred că trebuie să plătești, dar mă rog, ca să fii sigur. Eu nu vreau nimic, că nu le am voie cu așa ceva. Mamă, băieți, acum e momentul. Trebuie să scot făcătura din buzunar. Face emoția. Trebuie să scot fake-ul. Ăsta e fake-ul. Îl schimb. Iubita mea e acolo, vedeți? Iar ăsta este telefonul ei, pe care o să-l bag eu undeva aici, la piept aici. Mamă, ce emoție, l-am băgat undeva aici, în buzunarul ăsta, nu știu dacă se vede. Am aici un buzunar la piept, l-am băgat aici să se vadă. Și acum eu am fake-ul în mână. Gata, misiune îndeplinită. Trebuie să fac în așa fel încât să nu se vadă ecranul, că n-am poza pe care o avea ea pe display. O să stau cu el ceva de genul ăsta să nu se vadă ecranul. Mamă, ce emoție am, credeți-mă, vă jur. Hai mă, iubita mea, ce face mama? Mamă, jur, vă jur că am emoții pe bune, am... Pe buni, pe buni. Ce? Ai zis să o sunăm, Bici. Da, scriu un mesaj. Mama, hai să-i dăm mesaj când ajungem la București, nu? Da, mama, așa da. Zici, mi-a dat și eclere. Te-au umplut aici cu de toate. Sau ecleruri, cum se zice? Nu știu, care? Cred că s-au acceptat ambele formele. E cald rău. Ți cald? Da. Gata, putem merge. Dar este și mai de aici. Să vedem dacă îți merge treaba aici. Trebuie să scot. Oricum e foarte șmecher ăsta. Poți să-l dai ca un mod club, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă ai văzut tu vreodată pe TikTok sau undeva. Disco club, adică wallpaper-ul, să faci așa ca la... Să mișcă, nu știu cum să-ți explic, să fac mai multe lumini așa, pe el. Mă rog, stai așa că mă uiți să văd dacă... care-i treaba. Zi-mi un milion de notificări de la Instagram ăsta. Eu am alea oprit notificările pentru că îmi vin foarte multe și îmi descarc bateria foarte eu repede. Eu nu le-am oprit. Și stai să trecem ăla de căruța asta, cum ia cu rău. Căruța? A, să biți că și eu luăm aici. Mi-e milă de căluții. Și mie mi-e milă când pune așa. Mamă, dar nu înțeleg de ce nu îmi dă ăsta aici. Setări. Ai făcut, tu nu știu dacă ia să mă uit dacă ai făcut update la ultimul, 14.15. Nu știu, bici, mie când îmi dă să fac update la ăla, faci automat? Nu, eu las până în ultimul moment, îi dau mai târziu. Da, la un moment dat își face automat, să știi. Da, la un moment dat își face automat când îl pun seara la încărcat și... Da. Stai singur. Da. Uite că am găsit, trebuie să-l las să încarce și cam aia e treaba. Îl las aici așa ușor, bici, da. What the fuck, v-ai dat căldura la 280? Da, dar nu mai știu, e cald. Hai, lăsa căldura. Dă puțin drumul la ăsta, că mă... Lasă. Poți să las puțin așa, da? Da. Să oprești căldura asta, fă-i ceva, nu știu. E la mic. Nu am știut la mai mult. 63%. Hai că merge, forță. Bici, what the fuck? Ce ai telefonul meu pe care tocmai l-ai aruncat? Bici, what the fuck? Că faci cu voastră? Nu e, de ce-i faci asta? Am scăpat, aiurea. Să-l scap când te-am văzut că ai aruncat cu el. Mă. Nu e.
Ce mă ți-am, vă jur, îmi bate inima de mă cac pe mine. Miță, dar a lăsat mașina acolo, pe ăsta. Ce vrei tu, bă? Miță, ai... ce se întâmplă în capul tău? Mamă, n-am vrut, jur, jur. Cum adică mai vrut, ai aruncat cu el? Jur, Biții. Biții, ți-ai bătut joc de 2 luni de muncă să-mi bag. N-am vrut, jur. Dar care-i explicația pentru care l-ai aruncat? L-am scăpat, mă, iubita, n-am vrut să-l arunc. Ce l-ai aruncat? Dar de ce-i faci asta? Nu înțeleg. L-am scăpat, jur. Am scăpat, jur. În primul rând, în situația asta nu mai pot să iau nimic după el. Asta unu. Și doi, cred că știi foarte bine cât am muncit pentru el. N-am vrut, am scăpat. Nu știu, iau eu altă. Are 3 săptămâni când l-am luat. Nu știu cu cine te-a dus la București, dar cu mine nu. Biții, dar n-am vrut. Nu mai merg nicăieri, cum, unde vrei să mai merg, nu înțeleg. N-am vrut, am vrut. Dar poți să-mi explici ce-i în capul tău? Biții, l-am scăpat. Cum? Adică am eu din secundă... Am vrut să ies cu mâna, eu, așa. Adică eu din secundă asta nu mai am telefon, cum ar veni, nu? Ai luat-o razna, ești cu capul, nu poți să înțeleg. Biții, l-am scăpat, n-am vrut. Biții, dacă ai făcut... intenționat. N-am făcut, Doamne. Și ți se pare amuzant, gen, nu e. Ok, ce facem acum? Nu știu. Ce au eu altul, nu știu, nu știu. Nu știu. N-am vrut, jur. Pe bune n-am fost cu intenție. Scutește-mă, Biți. Cum? Scutește-mă! Oprește de geamă la calul. L-am închis, oprește puțin aici, în parcare. Ce să fac aici, în parcare? Mi-e rău așa, nu știu, m-a luat de la stomac. Nu vreau să mă dau jos, că mi-e frig. Ha, mă, iubita, m-a luat așa. Dar mi-e frig! Da, mai încoace, nu s-au trec mașinile astea. Mi-ți mai chemat de acolo până aici ca să mă întreb dacă m-am supărat, ești... Stai puțin. De ce râzi, că mă enervezi rău, de ce râzi? Ia bagă mâna aici, în buzunar. Telefonul meu? Da. Telefonul meu e aici. Ăsta o să fie telefonul tău astăzi. Nu! Da. Stai! Ce glumă astea? Zi pe bune, te-ai speriat? Zi serios. Da, tu mi-am tremurat și mâinile și picioarele și nici acum nu mi-a revenit. Nu, ăsta, hai să vedem dacă semănau. Stai. Mamă, că arăți. Da, acum chiar cum mi-arăți așa, nu prepară același lucru, dar din... Ce o să fac glumile astea? Mamă. Deci... Oricum, ce mă durea capul, dar ce mă doare acum. Deci eu n-am înțeles, sincer, eu m-am supărat pe tine, dar eu n-am înțeles de ce-i faci așa ceva. N-a avut niciun sens. Bă, mergem la București, trebuie să mergem, iubita. Mergem, mă, era să zic eu, unde, dar astea... Bă, iubita, controlul, pe bune, asta cu controlul chiar e adevărat, vă jur, nu-i la mișto. Chiar trebuie să mergem la București pentru control și asta, nu-i vrăjeală. Te duci pe tren, pe jos te duci, pentru gluma asta proastă. Hai, ce mă-ți am avut. Ăsta a fost vlogul, ca să vă zic sincer, adică nu-i nu făceam daily vlog. Nu știam că n-aveam cum să te filmez, nu știam cum să fac. Dar acum glumă, panaram, dar chiar e cald aici, pe bune. Băi, ăsta a fost vlogul, sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like, puneți clipul la story pe Instagram. Da, puneți. Hai mă, iubita. Așa, te iubesc mult de tot, deci
viața mea și sufletul meu. Să nu-ți mai dea nimeni follow pe Instagram. Crede-mă, iubita, da-ți follow pe Instagram lui Andreea Măcari. Nu-i amuzant. Și crede-mă, nu puteam, deci trebuia să fac și asta. Tocmai asta n-am înțeles. Trebuia să o fac și pe asta, mă iubita. Trebuia să o fac și pe asta. Că fix asta mi-a zis doctorul azi dimineață, să stau relaxată. 3 ori mai târziu, eu atâta ce m-a relaxat. Iartă-mă, pe bun, te iubesc, da? Crede-mă. Mai ceva ca o vacanță. Vă pup și ne vedem la următorul vlog. Pa! Ce pa? Pa! Voi n-aveți nicio vină. Pa!